Iarna e ca vara pe litoral. Agențiile de turism vând pachete la SPACA în plin sezon estival. Clienții sunt în general persoane cu studii superioare care câștigă bine sau au vouchere de vacanță și care vor să se relaxeze în weekend cu masaje în timp ce privesc marea. Iar cererea din ce în ce mai mare îi face pe agenții de turism să afirme că pe litoral se naște un nou trend. Cele mai solicitate acum în această perioadă, mai ales pentru constanțeni, sunt chiar aceste pachete de o zi sau un abonament de o săptămână sau de 10 zile la spa-urile de pe litoral. În Constanța și Mamaia, dar și în Eforie, sunt chiar cele mai solicitate variante, astfel încât cu întreaga familie și chiar cu prieteni și familia extinsă, ei pot petrece de fapt o zi sau mai multe zile în spa-uri și pentru repunerea în formă pentru anul 2020. Ofertele pentru spa și cazare în extra sezon vin inclusiv de la hotelurile de 4 și 5 stele, iar vestea bună este că acestea acceptă și vouchere de vacanță, a căror valabilitate a fost prelungită până în vara anului 2022. Atunci când vrei să faci o mică escapadă la mare în sezonul rece, spa-ul este primul lucru la care te gândești. Atât piscina, saunele, cât și zona de masaje, terapii, noi oferim un serviciu complet. Și atunci aproape fiecare turist care ne calcă pragul hotelului își dorește să acceseze zona spa. Prețurile unei vacanțe de o zi la spa diferă în funcție de serviciile alese. Dacă vreți să vă bucurați de piscină, saună umedă sau uscată și masaj, trebuie să știți că prețul este de 145 de lei pentru întreaga zi. Obiceiurile de consum ale românilor se schimbă an de an. Aceștia au învățat să se bucure de vacanțele de relaxare sau tratament, obiceiuri care se văd în cifra de afaceri a pieței balneo și spa din întreaga țară.